În regulă, începem. Ce se întâmplă aici? Doar ce am terminat cu tunsoarea. Crescuse puțin părul, vreo 0,8 mm și am zis că este o ocazie foarte bună să mă tund. Da? Aici. Am și dovada. Da? Bun. Și uitându-mă eu așa, la barba asta îngrijită, aranjată tot, ulei pentru barbă, balsam, perie profesională din păr de mistreț 100% și toate cele, ce să fac? Ce să fac în condițiile astea? Mai treacă timpul, mai diversitate, mai schimbăm peisajul. Ce să fac? Asta o să fac. Stai. Stai că e un moment emoționant și trebuie să-l surprindem. A? De aici mai bine. Să dau lumina puțin mai tare. Așa? E perfect. Gata, fără alte pierd timpul. Da, am emoții, e normal să trag de timp, dar gata, răul e făcut. Deci, acum nu prea mai e cale de întors. Da. Hai să văd cum e cu cioc și cu mustață, că așa făceam în liceu. Hai să văd. Cine m-a mai urmărit pe YouTube a văzut că în urmă cu vreo 3 luni, parcă, 3-4 luni, am avut din nou barba dată jos, deci nu e nicio mare panică. Da? Zum! Cum se duce, cum zboară. Zici că sunt un... Zici că sunt Nicolae Iorga. Aproape chel în cap și cu ciocul ăsta mare. Bun, să continuăm și pe cealaltă parte. Mamă, cât era! Doamne, ce față am! A, să las așa, ce ziceți? Nu, în niciun caz. În niciun caz. Totuși, vreau să văd ceva. Înainte să dau totul jos, trebuie să las doar mustață. Trebuie să văd cum aș arăta dacă aș fi mexican. Trebuie să fac o poză neapărat. Neapărat trebuie să fac o poză, deci n-ai cum. Și trebuie să dau, adică, serios, aș sta o zi întreagă doar cu chestia asta, așa, să merg prin sală, să zic salutare, ce faci? Uite pe aici și eu, tu, foarte bine, mulțumesc de întrebare. Totuși nu. Și cam asta e situația. O să mai fac acum mici retușuri, aici, să scurtez puțin. Mustața trebuie să o scurtez puțin comparativ cu restul feței. Și cam asta e. A trecut ceva timp de când nu mi-am mai văzut toată fața. În urmă cu ceva timp m-am gândit, era așa un gând care m-a tot bântuit vreo 3-4 zile, cum ar fi dacă mi-aș da barba jos. Îmi era dor pur și simplu să văd din nou cum naiba arăt fără barbă. Dar, într-adevăr, e plăcut și fără, e plăcut și cu naiba soia, am dat-o jos pentru puțină diversitate. Dacă cumva o să-mi fie prea dor de barbă, o să o las din nou să crească. În 3 luni e exact cum ați văzut-o înainte. Superb, extraordinar. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit. N-am avut nimic prea educativ, absolut nimic educativ în clipul de astăzi. Să ne preauzim cu bine. Biceps.